Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de o nouă serie, de fapt. Acum la început am zis, bă, hai totuși să încep mai multe serii de Minecraft. Văd câte like-uri strâng la fiecare și decid după ce serii să las pe canal și ce serii să nu. Nu știu dacă va fi fix o serie, dar o să facem un episod de prezentare. Sigur ați mai văzut pe alți YouTuber. Jucăm The Lab astăzi. Ia să vedem. Uite, intrăm aici în lobby-ul ăsta. Sperăm să... Ok, din nou să mi se actualizează textura la mibai. Perfect. Suntem pe serverul Hive MC și ca de obicei cu skinul nostru mirobolant de... Dă-te-mă la o parte așa. Skinul nostru mirobolant de rege, pe care îl știți deja, cu contul nostru de King Possible, Possible. Și fă că sunt doar 5 online și de ce nu se conectează mai mulți? Haide! Ok. Haide! Încă unul și încă unul. Haideți! Și seria asta, sincer, am mai jucat un singur, adică câteva meciuri înainte. Și e ok seria, adică minigame-ul, nu seria, că nu am filmat. Minigame-ul este destul de ok, sincer, îmi place. Bine, nu toate celelalte minigame-uri care sunt în el, că după cum știți și voi, vor fi 3 minigame-uri și care este pe primul loc, pe locul 2, pe bla 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 bla. Ia să vedem, găsim un altul mai... Uite aici, 7. Hai, aici, intrați, vă rog, frumos. Ok, mai sunt 20 de secunde, acum 20 de secunde și sperăm să fie totul în regulă. Și dacă vă place episodul acesta și vreți să facem o serie cu jocul ăsta, lăsați cât mai multe like-uri și probabil că o să facem. Bun, uite, ne-am strâns deja 12. Cred că suntem deja 12. Și începem, oameni buni. Începe magia. Începe. Uitați-vă, eu. A, nu, nu-i nimeni lipsa acolo, perfect. Good day, test subjects. No time Și cred că o să rămân fără voce, dar nu este o problemă. Cred că l-au auzit și pe doctor Zucă ăsta după fundal. Ok. Hai să vedem ce ne pică. Te rog să fie ceva bun, te rog. Balloon Pop. Mi se pare că era de spart, așa. Rocket Race și... Crazy Paint. Da. Sincer, Rocket Race-ul și Balloon Pop nu mai știu cum erau, dar... O să le vedem pe parcurs. Nici eu nu mai știu fiecare minigame și... Oh, și acum începe magia. Perfect, hai să vedem cum este primul. Balloon Pop. Ah, trebuie să spargem cât mai multe baloane. Ai, ok, e easy. Da, uite, it's time to be a rebel. Să fii rebel și să spargi cât mai multe baloane. Dar bine, noi trebuie să nimerim cât mai multe TNT-uri. Ok, am spart și noi un balon. Acum trebuie să găsim cât mai multe TNT-uri noi. Dar nu prea le găsesc. E, în fine, hai să spargem așa direct. Nu mai stăm, oricum cred că nu o să fim pe primul loc. Pentru că deja e prea mult pentru noi. Bă, dar de unde mai găsiți voi TNT-uri, frate? Da, nu știu ce-i TNT ăla. Adică nu-i TNT. Bă, dar ăștia încă mai spar TNT-uri, ești nebun și eu nu mai văd niciunul. Da, deci apare nu suntem în top. Trist, sincer, nu ne-am descurcat de prima dată să... Uite că... Bă, da, suntem în top, ești nebun? Și mai sunt 23 de secunde, ai poate reușim să urcăm în top, la locul 2 măcar. Ok. Bun, hai că apare, nu ne-a derancat ăla. Hai că poate urcăm iară, măcar pe locul 3, măcar pe locul 3, hai. Măcar pe locul 3, te rog, te rog, te rog. Nu, am fost pe locul mult. Mult, ok, scriem și noi un GG, chit că nu ne dă 5 karma. Dar scriem așa să fim respectuoși. Ok, Rocket Race-ul ăsta am mă pricep destul de bine la el. Adică îmi place cel mai mult
acest minigame și fight și da. Ideea la asta e că trebuie să spargi cât mai multe minereuri, te întorci înapoi, pac, ai făcut refill-ul, pe urmă iar te duci, iar mai spargi unul, iar vii înapoi și tot așa, înțelegeți? Stai că eu trebuie, mereu îmi pierd racheta de aici. Oh, ce mă? Uite, am 4 din 10 și acum noi spargem în continuare de-astea până mai găsim, uite. Mai găsim o de-asta, mai venim înapoi. Și tot așa până umplem toată racheta și terminăm pe un loc destul de drăguț. Așa. 7 din 10. Ne mai trebuie fix 3 pe care le vom găsi imediat. Ok. Cred că am... Oh, god, iar n-am fost pe niciun loc. Da, nu-i problemă. Bun. Am modificat un pic sensibilitatea. Ok, și Crazy Paint, ideea următoare că trebuie să faci cât mai multă culoare să fie a ta gen. Adică tu ai o culoare și trebuie să împrăștii peste tot. Și tactica mea este acolo pe tavan să facem cât mai multă. Vedeți, noi suntem cu movul. Așa. Noi o să ne ducem înapoi acum. Ca să facem cât mai multă culoare, așa, frumos. Hai că, uite, așa merge mai repede. Bun. Oh, da, albastru ăla începe să ne ia culoarea și nu-i bine. Ok. Hai că ne descurcăm destul de bine la minigame-ul ăsta. Dar sper să ajung și eu măcar în top. Măcar pe locul 3 să prindem. Cred că nu o să iau mai nimic, sunt sigur de asta. Nu, no, iar vine ăla și ne ia culoarea. Nu se poate. Uitați-vă și voi cât are oranjul. Ok, păi noi o să acoperim tot oranjul ăsta. Dar aici chit că n-avem cum. Uitați-vă și totuși am acoperit o parte destul de mare de oranj. Dar oricum n-avem șansă să urcăm un top. Adică vedeți și voi că se regenerează practic oranjul. Vine la și bagă din nou înapoi blocurile și... Da, nu, mai zis, nu sunt foarte bun la minigame-ul ăsta, dar o să avansez, o să mă experimentez singur și o să mai joc și off-camera. Și probabil că o să fim și cândva pe locul 2-3. Oh, acum chiar că eram jos de tot. Drăguț, scriem aici un GG. Și acum o să dea... Da, uitați-vă și voi cei trei. Așa. De ce eu nu pot să scriu? Mă rog. Și am făcut, au fost primii trei aici. Hai să vedem, mai avem timp de unul. Hai că mai putem să mai jucăm încă un minigame. Uite pe ăsta. Așa. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bine, suntem 11 acum, dar nu este o problemă. O să mai jucăm încă o rundă, pentru că e destul de amuzant minigame-ul și se potrivește destul de bine. Ok, și deja a început minigame-ul, adică runda aceasta. Ia să vedem, vine acum Dr. Zug. Uitați-l pe el frumos acolo cum merge. Să vedem dacă Dr. Zug ține cu noi de data asta și ne dă niște minigame-uri care ne plac foarte mult. Aș vrea sincer să dea un gold rush. Dar ce se întoarce cu spatele? Ok, fight. Îmi place. Build a snowman îmi place. Și gold rush. Ok, deci astea sunt cele trei minigame-uri. Unele dintre cele trei minigame-uri care îmi plac destul de mult. Deci Dr. Zug ține cu noi de data asta și începe transformarea. Îmi place melodia asta. Bine, glumesc că nu-mi place melodia. Ia să vedem, fight e primul. Ok. Haide, experimentul 1 din 3. Hai să ne luptăm. Nu. Hai să luăm ceva. Click dreapta, mi se pare că dădeam pe asta. Aba, nu, click stânga. Ok, hai să ne luptăm cu băieții. De ce nu pot să dau calma în ea? Ok, hai să ne luptăm cu băieții răi. Perfect. Noi aici niște pro la fight. Nu prea mă atinge băiatul ăsta.
Haide? Nu, că oricum, da, deci era destul de clar că vom muri. Ia mea, băiatul. Ok, haide că tu nu poți să mă bați, clar nu poți să mă bați. Ok, și am făcut două kill-uri. Hai și noi repede pe băieții ăștia de aici. Bă, tu stai aici, dacă vrei să te bați, bate-te cu mine, frate. Nu mai te bătea cu cine, cu cine nu-i de vârsta ta, înțelegi? Ok, ăsta l-a bătut pe ăla, dar eu o să-l bat pe el. Și o să își cam ia revanșa. Bă, uite-l cu alea, bă, băiat, nu mai vedeam, ești nebun, am crezut că l-am pierdut. Bun, sper să nu s-audă foarte rău mouse-ul. Băi, dar nu-l nimeresc deloc, ești nebun. Nope, iar a murit. Ok. Haide pe băiatul ăsta. Păi cum face? El dă în tot și el să nu primească kill-uri sau cum? Ok, și văd că apare m-au scos din top. Băieții răi, uite, și pe ăsta. Haide repede pe el. Sperăm să-l prindem. Ce ai luat tu, mă? Ce? Da, stai, ai luat tu, că ești praf, ești praf. Ah. Ăsta e kill-ul meu, man. Nu, e kill-ul meu, v-am zis că e kill-ul meu, ok? Un kill și face, îl facem și pe al doilea imediat. Haide. Nu, nu mă omoră. Pe bune. Pe bune. M-a omorât. L-am prins la înghesuială pe băiatul ăsta. Ok. Hai și pe tine să te omorăm frumos. Mai sunt 2 secunde. Hai, repede, repede, repede. No, pe bune. Am fost pe locul mult în jos. Da, deci aparent Dr. Zuc ține cu noi, dar noi nu avem norocul să omorâm cât mai mulți. La Build as Snowman este tactica, nu știu câți dintre voi v-ați uitat la Max și altele și vă uitați în continuare și cine îl cunoaște, dar eu o să folosesc tactica lui pentru că este destul de bună și na, am noroc cu tactica lui. Ok, ăsta e dovleacul meu boss. La asta trebuie să ieși măcar pe un loc acolo. Ok, și am avut un pic de lag la faza aia, dar nu este problemă. E dovlecii mei băieți, îmi pare rău pentru voi. Dovleacul meu, dovleacul meu. Ah, mi-a luat la dovleacul. Nu este o problemă, asta e dovleacul meu. Haide, haide, hai, 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 hai. Perfect, și la 30 de secunde o să începem să construim dovlecii. Frumos așa. Așa ceva. Hai să ne apucăm să-i construim. Așa ceva. Bun, ne descurcăm destul de bine la asta. Cred că am din greșeală am Ok. Hai și încă unul. Ah, și încă puțin. Ok, am terminat pe locul 2. Magnific. V-am zis că o să ajungem în top cel puțin de data asta, pentru că tactica aia e foarte, foarte bună și vă recomand și voi să faceți, adică în prima fază să vă duceți repede să culegeți toate materialele și la final să-i construiți, pentru că dacă stați pe rând așa să-i construiți, o să pierdeți foarte mult timp. Și aici trebuie să spargem cât mai mult gold. Ok. 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 Bun, haide că ne descurcăm destul de bine. Aici e timpul cam mare, adică na. Ok, și aparent suntem pe primul loc. Ceea ce nu mă așteptam deloc. Hai mă, du-te tu la aia și... Nu, frate, ăștia săi mei, pe bune. Băi, ești nebun. Ce nesimțit e ăsta. A venit exact la locurile mele. Băi, și iar m-au dat afară din top. Mă enervează copiii ăștia care vin și îmi iau mie blocuri. Adică, bă, frate, m-am dus eu pe un bloc, lasă-mi mie. Ok, lui ăsta i-am luat chiar toate blocurile, săracu. Cred că își urăște viața.
Hai, 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 măcar pun loc acolo, haide. Măcar pun loc, haide, hai, hai, hai. Hai pe 3, perfect, eu-s mulțumit. Ok, 16 secunde. Haide, ăsta e un bun loc pentru ca să vin repede pe top. Și King Possible se întoarce, oameni buni. King Possible revine și face cât mai multe kill-uri. Ok, pe locul 2, perfect. Ok, s-ar putea să ies pe locul 3 de data asta, pentru că vă arată acolo în dreapta scorul final. Da, am ieșit pe locul 3, oameni buni. Și sunt fericit pentru că totuși am prins un loc. Salut! Salut, tinere! Bun, și dacă vă place episodul, dacă v-a plăcut episodul ăsta și vreți în continuare să mai facem episoade, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost King, am jucat The Lab și ne vedem data viitoare. Pa, pa!